Soția celui mai bun prieten al meu murise, iar eu m-am dus la el pentru a-l consola. Când am ajuns la el, mi-a spus să iau loc pe pat, apoi a deschis un sertar și mi-a arătat ceva. Soția celui mai bun prieten al meu avusese un accident de mașină care i-a curmat brusc viața. Toți cei care o cunoșteau erau triști. Era o persoană minunată, pe care toată lumea o plăcea. În acea zi am mers la prietenul meu pentru a-l consola și pentru a-l ajuta cu ultimele pregătiri pentru înmormântare. Am ajuns la el, am bătut la ușă și am intrat. Era trist și plâns. Nu am putut să-i spun prea multe. Simțeam că orice cuvânt aș rosti ar fi în zadar, deoarece nu putea șterge sau alina durerea pe care o simțea el în sufletul său. Mi-a spus să iau loc pe pat. M-am așezat, iar în acel moment a deschis un sertar și a scos o rochie absolut minunată din mătase fină. Avea o culoare plăcută, iar acea mătase te făcea să simți că ești o prințesă. A luat rochia, mi-a pus-o în mână și mi-a spus: "I-am făcut cadou această rochie soției în urmă cu 2 ani. I-a plăcut atât de mult încât nu a purtat-o niciodată. A spus că este minunată și că o păstrează pentru o ocazie specială. Voi duce această rochie astăzi celor de la pompe funebre pentru a o îmbrăca pe soția mea în ea." Apoi a deschis dulapul ei și mi-a arătat o grămadă de haine frumos aranjate. Multe dintre ele încă aveau eticheta atașată la ele, ceea ce însemna că nu fusese repurtate. Cu tristețe în voce, el mi-a spus: "Multe dintre aceste lucruri nu le-a purtat niciodată, pentru că la fel spunea că nu are rost să le strice, ci că le va purta la o ocazie specială." După mi-a arătat un set de cești și unul de farfurii de porțelan. Pe acestea le păstra pentru cinele deosebite pe care urma să le avem alături de invitați deosebiți. Apoi a deschis un dulap mare, unde era o grămadă de lenjerii de pat, deosebite, pături și covorașe absolut superbe. Păstra totul pentru o ocazie specială, dar acea ocazie specială nu a mai venit. Apoi prietenul meu a venit spre mine și cu lacrimi în ochi mi-a spus: "Nu păstra nimic pentru o ocazie specială, deoarece ziua de mâine nu este promisă nimănui. Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi o ocazie specială." Acele cuvinte pe care prietenul meu mi le-a spus cu lacrimi în ochi în acea zi mi-au schimbat total viața. Acum citesc mai mult și fac mai puțină curățenie. Stau mai des pe verandă cu o ceașcă mare de ceai în mână și nu mă mai îngrijorez pentru nimic. Petrec mai mult timp cu familia mea și mai puțin la serviciu. Am înțeles că în viață trebuie să trăiești cu adevărat. Nu doar să existi și atât. O să port haine noi chiar și atunci când merg să cumpăr ceva de la supermarket, dacă așa simt. Nu o să-mi păstrez parfumul acela scump pentru atunci când o să fie o ocazie specială, ci o să-l folosesc oricând doresc. Cuvintele: "O să fac asta într-o zi", "O să fac acest lucru altădată" sau "Va veni o zi când" au dispărut din vocabularul meu. Dacă ceva merită să fie văzut, ascultat sau făcut, vreau să văd, să ascult sau să fac acum. Nu știu ce ar fi făcut soția prietenului meu dacă ar fi știut că a doua zi nu ar mai exista. Poate că și-ar fi chemat toate rudele și toți prietenii. Poate că ar fi mâncat mâncarea ei preferată. Tot ce pot ști este faptul că eu voi trăi fiecare zi din viața mea ca și cum ar fi o ocazie specială. Le voi spune mai des celor dragi că îi iubesc. Voi face pace cu toți cei care m-au rănit în trecut, voi da uitării toate momentele neplăcute și voi strânge în suflet doar amintiri frumoase. Nu voi păstra niciun lucru pentru o ocazie specială. Faptul că sunt astăzi în viață este o ocazie foarte specială. Sper că această poveste să vă reamintească să vă bucurați de fiecare zi pe care o primiți în dar. Nu mai păstrați lucrurile pentru zile speciale. Cea mai specială ocazie este ziua de astăzi. Faptul că ești acum, aici, fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut este special. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.